Salutare prieteni, astăzi vreau să vă prezint o baterie cumpărată de la Nea Caisa. Este vorba despre o baterie lavoar înaltă Chrome Rune Infinity. Rune este un brand inspirat din designul nordic. Toate produsele spun o poveste despre casă, despre filosofia de a te simți confortabil, de a te regăsi în propriul ambient fără compromisuri. Așa cum sugerează și denumirea fiecărui element, toate produsele sunt create în spiritul Hygge, atât de necesar pentru a putea restabili un echilibru între noi înșine și aglomerarea vieții moderne. Brandul Run a fost creat special pentru a te ajuta să îți exprimi starea de bine prin tot ceea ce te înconjoară. Îți pune la dispoziție o gamă largă de forme și culori, astfel încât să poți regăsi atât un element design bine definit în fiecare, cât și un sentiment de împlinire. Bateria pentru chiuvetă baie cu montare pe blat este pretabilă în general băilor care au un blat sau o mască pentru lavoarul de baie, unde se montează bateriile sanitare. Acest tip de baterii pentru baie se folosesc în general pentru băile de dimensiuni mai mari sau mai mici în cazul meu, unde au posibilitatea montării unui astfel de mobilier de baie. Aceste baterii sunt verificate și sunt garantate până la 500.000 de închideri și deschideri. Durabilitatea bateriilor de chiuvetă baie constă în calitatea materialelor, care sunt de calitate superioară datorită celor două materiale din care sunt realizate, zinc și cupru. Înălțimea acestei baterii este de 278 mm. Are două racorduri, lungime pipă 215 mm, montare pe blat, tip pipă fixă, material așa cum am specificat mai sus, culoare produs crom, finisaj produs lucios. Cam asta a fost prezentarea acestei baterii. O să trecem la montat să vedem cum arată. În această etapă s-au dat găurile în blat pentru a monta atât bateria cât și lavoarul. Așa arată montată provizoriu pe blat. Așa arată montată în partea de final,
doar că am avut o problemă cu această baterie. Unul din furtune curgea, așa că am folosit acea bandă din teflon albă pe care o regăsim în comerț. Am înfășurat furtunele și abia apoi am reușit să fac să nu mai curgă. În cazul meu era vorba de apa rece care picura. Cam așa arată și așa funcționează. Sper să nu fie probleme viitoare. Eu sunt mulțumit de cum arată. Și cam acesta a fost review-ul ei. Nu uitați să vă abonați pe acest canal pentru a vedea și alte noutăți. Vă mulțumesc!